Domnule Jurcă, de ce sunteți împotriva proiectului minier propus de Roșia Montana Gold Corporation? Pentru că acest proiect implică dispariția Roșiei Montane și încă trei localități aparținătoare. Satul Corna, Satul Bunta și Țarina. Deci acest proiect este un proiect devastator pentru Roșia Montană și nu numai. Și eu nu vreau să fiu părtaș la distrugerea localității în care m-am născut și în care am trăit până acum. Câte familii au mai rămas în Roșia Montană și câte dintre ele vă susțin punctul de vedere? Cred că ar trebui să întrebați la primărie câte familii mai sunt în Roșia Montană, dând și sigur au o evidență mult mai clară. Iar tot referitor la cei care mă împărtășesc punctul de vedere, ați putea să faceți un sondaj, să mergeți pe la casele oamenilor din Roșia Montană, să vedeți care sunt pentru proiect și care sunt împotriva proiectului. Câți membri are Fundația Culturală Roșia Montană în acest moment? Are foarte mulți membri simpatizanți. Roșia Montană a adunat de-a lungul anilor multă opoziție și sunt foarte mulți oameni care au aderat la ceea ce vrem noi să facem, adică să rămânem în Roșia Montană, să trăim aici și să ducem o viață normală. Dar asta iar puteți să vedeți căutând, văzând că Academia Română împărtășește și punctul nostru de vedere, că foarte multe ONG-uri care se opun proiectului sunt de partea noastră, atunci și chiar foarte mulți oameni din România care și-au spus cuvântul atunci când a avut ocazia. Spuneți-mi, vă rog, ce șanse reale de dezvoltare pentru comunitate aveți și dacă sunteți de părere că turismul este o opțiune fezabilă? În primul rând, ca să fie șanse de dezvoltare pentru Roșia Montană, trebuie să dăm timpul înapoi cu 15 ani. Pentru că acum, ca să vină cineva să-mi ceară mie șanse de dezvoltare după ce Roșia Montană a fost lovită de acest flagel numit minerit, mi se pare incorrect. Adică tot ce s-a distrus de 15 ani de când această companie a venit aici, să vii să spui sau să întrebi cineva cu ce alternativă vii, este destul de supărător. Dar sunt, chiar și în acest caz, sunt și alte alternative. În primul rând, oprirea proiectului, după care dezvoltarea turismului, punerea în valoare a patrimoniului de la Roșia Montană, care este unic, promovarea lui ca sit UNESCO, dezvoltarea agroturismului, a agriculturii și există și alte alternative ecologice pentru Roșia Montană. Deci nu, nicăieri cred că în această lume o localitate dispune doar de o singură șansă sau se dezvoltă doar mineritul și în rest nu se mai poate dezvolta nimic aici. Sau dezvoltăm mineritul timp de 17 ani și după care facem orice altceva. Așa ceva nu se poate. Spuneți-mi, vă rog, ce proiect a derulat fundația până în prezent și ce planuri aveți pentru perioada imediat următoare? Deci, în primul rând, am făcut cunoscută situația Roșiei Montane, situația actuală, am fost invitați în mai multe locuri din țară pentru a expune punctul nostru de vedere. Am lansat un ghid cultural-turistic al Roșiei Montane, am făcut întâlniri cu presa, am fost primiți la Casa Regală, Casa Regală de la București. Am fost la Parlamentul European unde am depus o petiție în legătură cu modul în care brutal în care Roșia Montană ar fi lovită de acest proiect. Am fost audiat pe 4 octombrie acum, iar în continuare avem în lucru niște procese pe care le pregătim pentru cei care au încălcat legislația în acest domeniu, adică autoritățile care au încălcat legislația în legătură cu acordarea unor permise. În general, pentru că locuiți aici și zi de zi sunteți în contact cu comunitatea din Roșia Montană, care simțiți că e starea de spirit a localnicilor? Este o stare încordată. Din păcate, tensiunea planează asupra multor oameni de aici. Presa a contribuit foarte mult la acest lucru și vreau să spun chiar presa cumpărată, pentru că nu mi se pare normal ca presa liberă să ascundă niște lucruri sau să promoveze atât de mult și atât de bine proiectul. Și
E păcat că localnicii sunt divizați, câți mai sunt foarte puțini, dar sunt divizați, unii sunt speriați, alții vor să plece, deci nici într-un caz lumea de aici nu susține mineritul. Mulți ar vrea să se elucideze odată, adică proiectul ăsta să fie stopat și viața Roșiei Montane să reintre normal, dacă se mai poate vorbi de o normalitate la Roșia Montană, după 15 ani de lovituri foarte grave pe care le-a suportat lumea de aici. Nu a fost așa, Roșia Montană a fost un exemplu în această zonă, era un oraș înfloritor, în urmă cu 15 ani mi-aduc aminte, era... Lumea treia erau foarte apropiați, oamenii între ei. Acum rudele nu-și mai vorbesc, unii au plecat și-au lăsat aici morții, și-au lăsat tradițiile și-au plecat în altă parte, considerând că e mult mai bine decât să locuiască în Roșia Montană. Unii au plecat poate chiar pentru că s-au temut de acest proiect și n-au vrut să fie în area de desfășurare a proiectului.